Unde aș ajunge cea mai mare slavă pământească? Însă dar dacă mi voi pierde slava mea cerească, ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos, slavă fără de De-aș avea toți banii lumii să-mi stea-n mână arginții. Însă dar dacă-mi lipsește aurul credinții, ce folos, ce folos, aur fără de Hristos, ce folos, ce folos, aur fără de De-aș ști toată înțelepciunea câtă e sub soare, însă dar dacă-mi lipsește cea mântuitoare, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos, ce folos, ce folos, minte fără de Muzica a venit în viața mea atunci când am renăscut. Am îndrăznit să-mi iau ca toiag de drum cântecul popular, pe care îl consider cea mai frumoasă omagiere a sufletului și cel mai blând și devotat prieten. Muzica mea este respirația sufletului meu. Hristos a înviat, Paula Hristos. Adevărat a înviat. Mă bucur că suntem astăzi împreună și am plecat cu acest gând al tău, nu întâmplător, pentru că în acest gând tu vorbești de renaștere. Noi astăzi vorbim de renașterea vieții și plecând de la versurile tale, plecând de la profunzimea cântecelor tale, împreună cu ceea ce am amintit puțin mai devreme, aș vrea să vedem cine este omul Paula Hrisp, omul din spatele acestei frumoase povești. De unde începe, de fapt, povestea? Și nu te întreb întâmplător. O fac pentru că parte din ceea ce tu ai povestit până acum se referă la acel moment care îți schimbă pe undeva viața. Dar eu aș îndrăzni și aș vrea să mergem un pic mai în spate. Cine era Paula până în acea zi de Crăciun, când ajunge într-un spital? Da. Cine era Paula Hriscu? Înainte de
a renaște, că legăm puțin. Paula Hriscu, înainte, făcea cu totul altceva, n-avea nicio legătură cu muzica. Paula Hriscu credea în Dumnezeu, dar avea îndoieli. Cred că oricui îi se întâmplă asta. Ca oricare dintre noi. Da. Dar aveam îndoieli și curajul, pot zic un tupeu, să judec de ce mi se întâmplă unele lucruri. Un exemplu, poate la școală mă certa profesorul sau luam o notă mică, de ce nu, că până la urmă... Și trebuia să există un vinovat. Da, păi sigur. Cine? Și mama mea tot timpul i-am spunea, Paula, trebuie să ai recunoștință, trebuie să mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ți se întâmplă, fie bine, fie rău. Pentru că și momentele grele din viață, asta o spun extra, sunt venite tot de acolo, de sus. Pentru că eu cred că te pune la încercări. Ca o pedagogie? Da. Te pune la încercări să vadă dacă îl trădești sau nu pe Dumnezeu. Dacă ești alături de el în continuare, chiar dacă ți-e greu. Asta e un cuvânt tare, al trăda pe Dumnezeu. Oare conștientizăm acest lucru? Îl simțim neapărat ca pe o trădare? Simți pentru că... Așa îl simți tu? Nu, îl simți pentru că noi suntem obișnuiți deseori să zicem doar Doamne ajută. Ajută-mă, Doamne, adică te rog. Adică să cerem. Tot ce, dar cerem în continuu. Dar uităm să-L lăudăm. Uităm să-I mulțumim. Uităm să-I aducem acea recunoștință pentru ceea ce suntem. Pentru că datorită Lui ne trezim dimineața. Uităm să-I mulțumim, de exemplu, că ne trezim dimineața. Am putea să ne mai trezim. Da. Eu de multe ori mă gândesc la asta. Chiar dacă sunt tânără, de ce? Mă gândesc că aș putea să nu mai trezesc. Pui ceea ce spui acum în acord cu acel eveniment în care ai ajuns pe masa de operație? Pleacă de la experiența ta? Pleacă de la acel moment în care atunci am zis există. Pentru că medicii să nu-ți mai dea nicio speranță sau să valorile tale, toate valorile începând de la puls, tensiune să fie perfectă pentru că ne doare capul și ne scade tensiunea, iar eu pierdusem 3 litri jumătate de sânge și eram perfectă. Deci cineva lucra, cineva era acolo. Câte kilograme ai? 50 și 1. Te-am întrebat nu pentru a-ți afla greutatea, ci pentru a pune un acord cu acea cantitate de sânge pe care ai amintit-o. Da. Acești 3 litri se pierdeau și ei nu găseau de unde, cum, și clar că tu ca medic te gândești că se stinge omul, nu? Pierzi ce să mai... Dar eu am trăit. Cum am trăit? Asta e o întrebare la care ar trebui să medităm cu toții? Da. Cum trăim? Cum trăim? Cum reușim să facem lucruri în viața asta? Cred că Dumnezeu știe soarta fiecărui om. Poate și a ta, înainte să te naști, cu siguranță. El acolo, eu așa îl văd pe Dumnezeu, am eu în imaginația mea pe Dumnezeu cum scrie acolo, înainte de toate, despre om. Ca un bătrânel cu catastiful. Ca un bătrânel cu catastiful și el scrie acolo soarta fiecărui om. Noi nu avem altceva de făcut pe lumea asta decât să-i mulțumim pentru tot. Atât. E simplu. Deși nu e simplu. Și tu ai ales să o faci prin cântec? Da, pentru că după această cumpănă, eu mi-am descoperit talentul. Chiar dacă înainte mai cântam prin casă, dar niciodată să mă audă cineva, nici măcar mama mea, care ea m-a îndrumat spre drumul ăsta al cântului. Și niciodată n-am cântat să mă audă cineva, pentru că eram o persoană foarte emotivă. Încă sunt, e adevărat, și n-am ce să fac, asta sunt. Dar el mi-a dat șansa să arăt lumii cu adevărat cine sunt eu.
Dar în acel moment nu ai fost tentată să te ceri cu Dumnezeu pentru situația în care te aflai? Mi-era frică. Mi-era foarte frică. În acel moment. Te referi la momentul în care mi-era rău sau... Da, în acel moment mi-era foarte frică și atunci m-am rugat ca să aibă... E un moment foarte sensibil. Să aibă grijă de mama mea. Pentru că simțeam că mă sting. Și gândul tău în acel moment nu era la tine, era la mama ta. Da. Era la ea. Nici nu mă mai gândeam la mine o secundă, pentru că mă gândeam cât de tare suferă ea și cât de mult se necăjește pentru mine, că oarecum ea simțea că mă pierde. Și nu suportam, parcă îi simțeam oarecum durerea ei și cred că durerea unui părinte este... Nu sunt mamă, dar cred că nu există, cred că, durere mai mare decât asta. Și atunci mă rugam să-i dea ei putere și să treacă cu bine. Uite, eu nu am știut această informație. Acum o aflu pentru prima dată. Dar, ascultându-ți piesele, mi-am spus că un om care are o asemenea trăire, o asemenea forță a mesajului, nu se poate sprijini decât pe ceva extrem de puternic. Priceznele pe care tu le cânți nu sunt cântece ușoare. Priceznele sunt doine ale sufletului. Ele se cântă într-un moment special la liturghie. Se cântă în momentul în care preotul se împărtășește, când credincioșii se împărtășesc. În acel moment, fragilitatea mesajului de la strană este maximă. Și a-ți asuma un asemenea format, cred că spune multe despre cel care alege să cânte aceste pricezne. Este trăirea pe care eu am avut-o atunci când am ascultat prima dată priceznele tale. Priceznele, atunci când cânt o priceznă, de fapt, mă rog în același timp. Și încerc să mulțumesc cât pot eu mai mult prin glasul meu, pentru că el m-a ajutat să șlefuiesc acest talent și să am grijă de el. Și el are grijă de talentul meu, cu siguranță. Dumnezeu are grijă de mine. Și simt asta. Și îi aduc mulțumire, dacă tot pot să cânt, și prin pricezne. Și mai merg la biserică și cânt. Și mă simt, cred că este locul cel mai frumos, sufletește mă refer, unde mă simt atât de liniștită și parcă aș cânta la nesfârșit. De curând am înregistrat niște pricezne frumoase și una din pricezne va fi aici, în exclusivitate, în premieră, ca videoclip. Se numește Ce folos? Și este o priceznă care pentru mine are o semnificație foarte mare și un mesaj foarte profund pentru multă lume. Asta consider și mi-aș dori ca multă lume să înțeleagă mesajul și să înțeleagă că în lumea asta, oricât de bogat ai fi, oricât de mulți bani ai avea, oricâte vacanțe, în oricâte vacanțe ai fost, ce mașini ai, ce mult te duci, ce haine porți, n-au nicio valoare. Cel mai important lucru de pe lumea asta e să simți că Dumnezeu te iubește și, de fapt, sufletul contează. Pentru că dincolo, când treci, când pleci, în rai, în unde pleci, că acum, aici, în funcție de fiecare, sufletul contează cel mai mult. Ce ai făcut aici, ce fel de om ești tu, cu adevărat. Pe nimeni nu-i, acolo sus nu-l interesează pe Dumnezeu câți bani ai avut acolo, jos.
Nu, și nici nu poți să faci nimic cu el, nu poți să cumperi nimic. Nici măcar sănătatea, pentru că eu mai aud de multe ori, a, pe dacă ai bani, uite, poți să mergi la doctori, poți să îți plătești o operație care costă nu știu cât, poți să faci... Da, dar dacă Dumnezeu nu e acolo, nu știu dacă reușești cu toți banii din lume. Eu, de exemplu, medicii se luptau și eu pierdeam sânge și se luptau și se luptau și nu-mi dădeau speranțe și... Pentru aia a existat acolo minunea, deci există Dumnezeu, deci contează sufletul tău. Și eu cred că chiar dacă înainte de a începe eu să cânt eram altfel și aveam așa judecat asta câteodată și ziceam, dar cine este Dumnezeu? Dar lasă-mă, mamă, cu astea, dar ce... Dar să-mi arate, să nu știu, să-mi arate, să nu știu, să miște, uite, cum sunt ouăle astea, să miște ouăle astea, acum să-mi arate Dumnezeu că există. Și mama mea îmi spunea, Paula, nu cred că ai vrea să... Da, de unde știi tu? Și... Ai, întrebările astea care acum îmi pare rău de ele și... Dar poate că au avut un rol sau un rost atunci. Cred că n-ar trebui să-l judecăm prea aspru pe Toma atunci când cere să pună degetul. Pentru că în credința lui Toma sau în gestul lui Toma putem să vedem și acea credință a celui care își dorește ceva palpabil de la Dumnezeu de multe ori. Și cred că ar trebui să privim cu mai multă îngăduință către cei care au astfel de încercări. Pentru că în fiecare dintre noi s-ar putea ca povestea ta să se găsească într-un fel sau altul. Într-un moment al vieții, într-o cumpănă sau într-o situație mai puțin cumpănitoare, se poate întâmpla ca fiecare dintre noi să ne aflăm. Cu căderi, cu suișuri și coborâșuri. Da, da. Eu am simțit-o pe pielea mea. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat că poate să-mi dea și o pălmuță și să mă și reînvie și să-mi și schimbe viața. Mi-a arătat. Uite, vrei să vezi? Ia. A fost acela momentul învierii tale din punct de vedere sufletesc? Ai simțit că acela e momentul care te-a conectat cu tine, că te-a trezit? Pentru că noi avem tendința să sărbăm, să ne bucurăm de aceste sărbători la modul festiv, dar de prea puține ori le punem în acord cu partea sufletească. Paștele prin excelență, învierea prin excelență este o sărbătoare a fiecăruia dintre noi. Hristos nu pentru El a venit să învie. Nu El avea nevoie să învie, ci noi aveam nevoie, mă gândesc. Eu, de exemplu, am ieșit din spital în 25 decembrie. Și... da, așa a fost. În 17 decembrie am suferit acea operație și în 25 decembrie am ieșit din spital. De multe ori mă întreb cum în 25, de ce în 25, de ce în 26, de ce în 27, de ce în 23? În 25. Și clar că există, adică am simțit, am avut un sentiment în care, Doamne, de mulțumire, dar nu știam cum să-i mulțumesc. Ce să fac? Cum să mulțumesc? Și să-i mulțumesc pentru faptul că, de fapt, a ajutat-o pe mama să treacă cu bine peste acest necaz, lăsându-mă pe mine în viață. Asta e o minune. Mm-hmm.
însă, dar dacă mă înfrânge pofta desfrânată. Ce folos, ce folos, tânăr fără de Hristos, ce folos, ce folos, tânăr fără de De-aș cuprinde lumea întreagă, tot al meu să fie. Însă, dar dacă mă pierd viața, cea din veșnicie, ce folos, ce folos, dacă mor fără Hristos, ce folos, ce folos, dacă mor fără ce folos, ce folos, dacă mor fără Hristos, ce folos, da ce folos, dacă mor fără Paula, aș vrea să ne oprim un pic la conținutul cântecelor tale. Ți-ai ales ca punct de sprijin cântecul popular. Pentru cineva de vârsta ta, mă gândesc totuși că ar fi fost mai ofertant să aleagă un alt tip de format muzical, un alt gen. Care ți-ar fi adus un mai mare succes, poate, sau un succes mai rapid. De ce ai ales totuși partea asta? Cred că continui ceva ce s-a terminat de mult. Și acum vreau să vorbesc despre bunica mea, mama mamei. Bunica mea a cântat în tinerețe. Însă ea n-a vrut să plece din satul ei, din zona de munte, să-și lase animalele, ce, pe cum să-mi lase o vacile, cum să-mi lase o găinile, porci, să mă duc eu unde să mă duc. A fost chemată prin Hunedoara la ceva ansamblu, să facă parte din acel ansamblu și ea n-a vrut. Mai bine cânt aici în munte și ce, dacă nu mă audă nimeni, dar eu nu pot să-mi părăsesc animalele, nu pot să... las casa. Și-a dorit dintotdeauna ea ca cineva din familie să cânte, mai ales mama. Însă n-a fost să fie. Așa s-a întâmplat. Ea, din păcate, nu mai este printre noi. Bunica mea nu mai e de 15 ani de zile. Și eu cred că dacă începeam să cânt în acea perioadă în care ea era bolnavă, eu cred că învingea boala. Cred că, nu știu, mai mare bucurie nu exista pentru ea. Și cei care au cunoscut-o pe ea, de multe ori îmi spun, au la semeni foarte mult cu Zorița. Așa se numea ea, bunica, Zorița. Semeni foarte mult cu ea și la grai, dar și la față și la unele gesturi pe care le am pe scenă.
Eu nu mi-am dat seama de lucrul acesta. În schimb, mama mi-a spus, știi că faci ca Lița, Lița, așa spuneam eu copilă, fiind mică, nu puteam să-i pronunț numele cum trebuie, și l-am prescurtat. L-ul nu știu de unde l-am pus, că practic trebuia să fie Ița, dar nu, l-am pus un L. Și au zis, mami îmi spune tot timpul, semeni cu Lița prin gesturi, ai niște gesturi de la ea, faci, nu știu cum, cu mâna, ai lucruri de la ea. Și spunându-mi lucrurile astea, eu m-am gândit la un moment dat, eu cred că există și, nu, n-aș vrea să zic o reîncarnare, dar cred într-o continuitate, într-o energie care se transmite. Și eu cred că ea mă ajută pe mine de acolo de sus, pentru că sigur este acolo sus. Sigur este. A fost un om credincios, un om care a murit de ziua de naștere, un om care a știut că mâine este ziua mea, acum nu știu la ce s-a referit exact, că cam asta au fost ultimele ei cuvinte. Și eu cred că ea mă ajută pe mine foarte mult. Ai introdus două elemente interesante. Ai vorbit de muzică ca un panaceu, dar ai vorbit de muzică și din perspectiva continuității. Asumându-ți acest mesaj al continuității, ești conștientă că legi practic niște generații, că generația bunicii tale este pusă în acord cu ceea ce poate cu nepoții tăi și astfel acel filon al credinței, al tradiției, al frumosului, al sfințeniei se păstrează prin acest panaceu muzical pe care tu îl propovăduiești? Cred că se poate. Și să revin, și de ce am ales cântul popular? Că într-adevăr, puteam să cânt și altceva. Nu zic că nu mai mă joc și cu alte genuri de muzică, dar am ales muzica populară pentru că am crescut cu ea. Eu am copilării la țară până la vârsta de 10 ani, 9 ani. Am crescut cu tezaurul folcloric la televizor, duminica după biserică. Mergeam acasă cu bunica și ne uitam la tezaurul folcloric. Am crescut cu radio la ureche, cu pick-up, cu acele plăci pe care le puneam să ne cânte artiștii. Și am ales să aduc oarecum autenticitatea și unicitatea omului, nu neapărat de la țară, că nu-mi place să spun așa, puritatea aia, bunătatea aia, în lumea mea este altfel. Eu altfel văd lucrurile, altfel văd țara asta, altfel văd oamenii. Vreau vreau să învățăm cu toții să iubim altfel, să iubim sincer. Îmi povesteai de, când te-am întrebat de târgul de la Găina, îmi povesteai că, de fapt, el a rămas doar o poveste. Da. Și mă gândeam cât de important este acest mesaj al tău, pentru că unele lucruri le mai putem conserva doar prin povești, doar prin cântece. Ele pot renaște cândva, undeva. Dar există această nevoie de a păstra legătura, iar tu în acest moment ești breteaua care leagă două puncte. Nu știm când se va întâmpla lucrul ăsta sau dacă se va întâmpla, dar tu faci acest efort. Mi-aș dori, adică nu că mi-aș dori, îmi doresc să trăiesc cu adevărat aceste povești care se întâmplau acolo pe munte. Să merg așa cum povestea Buna. Buna îmi povestea. Măi, fată. Și acum o să vorbesc în grai. Măi, fată, tu știi cum să merea la găina. Și eu o întrebam, cum? Păi cum? Eu am fost o singură dată, într-adevăr, la Muntele Găina, dar am fost în perioada asta în care nu mai este absolut nimic din ceea ce era atunci. Și eu zic, om, cum? În primul rând, ce îmbrăcai fain. Păi cum mă îmbrăcam? Cum? Păi așa, cu costum popular, frumos. Luai coșarca, coșul, avea coș, coșarca, frumos. Și dacă erai și o fată tânără și gemăritat, puneai acolo în coșarcă niște vinarți de șireșe,
și duceai acolo pe munce, că poate că te întâlneai cu ceva fișor, fain, și te maritai. Și mie mi se părea așa, păi cum să mă duc eu și cum, păi cum mă duc așa? Păi, așa se facea atunci. Așa se făceau înțelegerile și era frumos, se juca, cântau, veneau feciorii, veneau feciorii într-o parte, fetele din alta. Acum, dacă mergem, bine, nici nu a mai fost, cel puțin anul trecut n-a mai fost festivalul, pentru că a fost pandemia asta și n-a mai fost nici măcar așa cum e de obicei, dar nu mai are nicio legătură. Într-adevăr, mai vezi rar câte un om îmbrăcat în port popular. Și mi se pare wow. Pentru că în ziua de astăzi nu mai ce mai luăm o ie pe noi, mai nu e așa de importantă. Și cu toate astea, în ultimul timp, am văzut foarte multe fete tinere, foarte mulți tineri care aleg să se căsătorească în biserică, de exemplu, în costume tradiționale românești. Cred totuși că lucrurile nu sunt pierdute. Cred că da. Greșesc? Nu. Nu, se mai păstrează. Sunt locuri unde se mai păstrează tradiția și portul încă se poartă la biserică în ziua nunții, dar mi-ar plăcea să fie mai mult de atât. Mi-ar plăcea, de exemplu, să ne întoarcem acasă. Sunt sigură că sunt foarte mulți plecați din satele lor, pentru că serviciul nu pot să... au trebuit să meargă la oraș din cauza că aveau serviciu acolo și așa. Dar eu cred că putem și la sat să facem lucruri. Cum trăiau ei altădată? Și eu așa de fericiți. Pentru că asta ne lipsește nouă în momentul de față. Fericirea, sclipirea din ochi. Am văzut acea sclipire în ochi de vreo 2 luni de zile la o doamnă în vârstă de la țară, o sclipire atât de frumoasă și atât de limpede și, Doamne, că mă topeam în fața ei și fericită. Și mă gândeam, Doamne, dar nu mai văd sclipirea asta. Peste tot e așa, parcă suntem înnebuniți și mai ales acum cu acest virus și așa, e și mai rău. Dar fericirea aia, mulțumirea aia, să fii mulțumit. Buna mea era mulțumită, ea mi-a povestit perioada grea din viața ei în care era mulțumită că avea o cojă de pită, așa spunea. Aveam o cojă de pită să mânc, era minune. Și eu mi-amintesc de copilăria mea în care eu am crescut la pita aia de acasă, la laptele la băut proaspăt, la lucrurile astea. Nu mai știm parcă să apreciem, nu mai știm să ne bucurăm, nu mai știm nimic. Și nu înțeleg de ce. Ce se întâmplă? Și unde o să ajungem? Aici este întrebarea. Ar fi bine, totuși, să mai ne întoarcem și acasă. Sunt bune sărbătorile din acest punct de vedere. Da. Sunt un repaus sufletesc și ne ajută să medităm mai bine și mai mult la ceea ce tu propui în acest moment. Și ăsta este poate marele câștig al sărbătorii. Sărbătoarea are acel rol de a te aduce împreună, de a te face să te bucuri unul de altul, să te bucuri unul de altul, dar împreună avându-L pe Hristos. Alții poate nu cred, dar fiecare se bucură în felul lui până la urmă. Dar bucuria, cred că punând-o în acord cu ceea ce spuneai tu, este de natură divină. Un exemplu, înainte de sărbători, cum simțeam sărbătorile, acum nu le mai simțim așa, dar le simțeam înainte și mă refer la țară. De ce? Pentru că te pregăteai. Cum te pregăteai? Te pregăteai odată sufletește și prin post și odată prin curățenia prin casă. Văruitul, noi așa spuneam când zugrăveam de fiecare dată înainte de sărbători, cu... aveam o perie, topeam varul ăla, puneam acolo, cumpăram culoare, dacă vreau să aibă culoare pereții. Și sucrăveam, era pregătirea, mirosul ăla de vară, așa parcă era, Doamne Dumnezeu. Și să-ți pregătești locul, să ai curățenie în casă, să speli, știu eu, aveai pe jos poneve, covoare, da? Cingee, cum le zicea buna, cele cusute și puse pe perete. Spălai geamurile,
Te pregăteai, nu așa, gata, vin sărbătorile, acum mergem la mall să ne cumpărăm în coș și gata. Și facem de mâncare. Era pregătire, nu glumă. Și ca mâncare, sigur că aveam, roșeam ouăle, dar mergeam la biserică, era altfel. Mergeam la biserică, mergeam la înviere. Asta, clar, pe urmă, în prima zi de Paște, dimineața, primul lucru pe care îl făceam, ne rugam și mâncam Paște. Cred că tradiția s-a păstrat. Ideea este semnificația pe care o dai. Da, da, aia este, aia semnifică Paștele, nu știu cum, eu așa văd. Ciocnitul ăla, ouăle, dimineața, pac, ai ciocnit ou. Și tot să avea adevărat înviat. Și pe urmă, ce făceam? Mergeam, stăteam, de exemplu, la vaci, că astea era o bucurie. Așa ne relaxam. Mergeam la vaci și stăteam. Prima zi de Paște, a doua zi de... Era cam același ritm. Și ritual, pot să zic. Da. Așa ne relaxam. Și citeam, Buna citea pe carte de rugăciuni. Eu, de exemplu, mai cântam. Și ea îmi spunea și cântam, inventam, Doamne, inventam engleză. Mi-amintesc că fredonam, auzisem eu la radio Celine Dion și fredonam, dar știu exact acum că nu erau engleză, erau, inventam engleză, nu știu, ziceam chestii. Și ea săraca nu înțelegea ce zic și mai zicea mai tași, mai fată și ți-o mai roagă că... Eu nu știu, nu știu ce cânt acolo. Da, astea erau momentele frumoase și mi-e tare dor de ele și știu că nu o să mai... Ea nu mai este, acolo nu mai este cum a fost și așa mai departe. Dar poate că la bătrânețe o să mă duc acolo, în satul meu. Oh, vai.
Iar măicuța asta de față ea m-a luat, m-a luat în brață. Paula, ascultând priceznele tale, nu pot să nu mă gândesc la faptul că, așa cum spuneam puțin mai devreme, ele izvorăsc dintr-o trăire. Și eu sunt ferm convins că, așa cum ne-ai povestit până acum, aceste pricezne s-au născut pe undeva în sufletul tău, în copilărie. Ele au prins viață în copilărie. Materializarea lor de acum este rodul acelor ani. Greșesc? Nu. Nu. Nu poți să cânți despre florii, nu poți să cânți despre patimile lui Hristos decât atunci când undeva în sufletul tău, în Joia Mare, în Vinerea Mare, ai făcut acea procesiune trecând pe sub Sfântul Epitaf, ai înconjurat biserica în alai. Cred că este o voce de atunci. Tot ce am trăit eu atunci s-a imprimat aici și acum ofer. Cred că este o voce al acelui pământ. Al acestui pământ? Al acestui pământ, da. Corect. Al acestui pământ. Și eu nu am altceva de făcut pe lumea asta decât să îi mulțumesc Dumnezeu pentru acest dar și încerc din tot sufletul meu ca tot ce fac eu legat de muzică să ajungă în sufletele voastre. Și o fac din tot sufletul meu și foarte sincer. Sunt sigură că poate că nu toată lumea te place. Dar cine mă place, îmi doresc să mă placă cu sinceritate și să-mi înțeleagă mesajul și ceea ce eu vreau să transmit și iubirea asta pură pe care eu încerc să o pun acolo în cântecele mele și să o dau mai departe.
dar și videoclipurile tale sunt expresive. Folosești lemnul, folosești lutul. Povestea la tine se continuă, nu se oprește doar la nivel de linie melodică. Folosesc lemnul. Păi, în unul din videoclipuri se face o cruce din lemn. Crucea semnifică patimile, semnifică răstignire, semnifică suferință, oarecum, pentru noi. Dar și înviere. Dar și înviere, da. Și înviere. Folosesc lut. Eu cu tata mă consider lutul din mâinile lui Dumnezeu. Și atunci, eu mă las acolo. Și mă las condusă așa cum El voiește. El... Eu am o misiune. Eu cred că Dumnezeu, dacă tot mi-a dat darul ăsta să-L descoper, că l-am avut, da, eram eu rătăcită. Și aveam... Așa. El mi-a dat acest dar divin, pot să zic, prin care eu pot să vă transmit vouă un mesaj și să-l înțelegeți. Așa cred că lucrează Dumnezeu prin oameni. Așa cum lucrează și prin tine. Pentru că dacă tu nu erai aici acum, eu nu eram aici, eu nu puteam să spun lucruri, și tot așa. Ceea ce tu propui este o meditație la înțelege sărbătoarea în complexitatea ei. De sărbătoare nu te bucură niciodată singur. Lumina candelei nu se stinge niciodată atunci când o aprinzi cu o altă lumânare și o dai mai departe. Cred că ăsta este, de fapt, mesajul pe care tu îl propui, pentru că eu încerc să-l materializez. Și, dincolo de ceea ce ne-ai spus, cred că rămân cântecele tale. Dar, aș vrea să te rog, ca pentru final, să-mi spui, sau să dai timp înapoi, să te gândești la primul moment care îți creează emoție și pe care atunci când ai închis ochii și ai redeschis, îl ai în fața privirii, în fața ochilor tăi. Care e acel moment care îți creează cea mai mare bucurie legată de sărbătoarea pascală? Cel mai frumos moment. Tot timpul când e vorba de sărbătoare, acolo mă duce gândul și n-am ce să fac. Chiar n-am ce să fac. Este alături de bunica și de mama. Bunica a fost pentru mine un om, un exemplu de om. Un exemplu pe care l-aș da oricui. Ea m-a învățat pe mine ce înseamnă să fiu om. Ea m-a învățat pe mine să iubesc, chiar dacă ea era un om mai rece așa. Dar a știut să mă facă, să împart și să nu mint. Asta era un niciodată să nu minți. Să înțeleg din ceea ce spui că sărbătoarea, de fapt, este nu doar a celor vii, ci și bucuria de a trăi dinpreună, sufletește, și cu cei care fizic nu mai sunt cu noi? Da. Să fie ăsta mesajul de... Da. Și în primul rând, să prețuim pe cei de lângă noi. Nu se știe niciodată când nu o să mai fie. Și atunci tot timpul vine, ce om bun, ce... Dar când a fost, poate n-ai pus preț pe el. Să prețuim tot ce ne oferă viața
de zi cu zi. Și să ne bucurăm de fiecare moment și de fiecare lucru și de prezent. Pentru că trăim foarte mult câteodată în trecut sau ne gândim doar la viitor. Dar la ce se întâmplă acum, uităm. Acum, să ne bucurăm acum. Eu mă bucur tare mult că sunt aici. E o bucurie, e o împreună bucurie. E o împreună bucurie pentru că, dincolo de ceea ce descoperisem prin latura muzicală, am completat cu latura umană. Iar muzica, fără cel care o cântă, rămâne doar o înșiurire de sunete. Ceea ce tu ne-ai povestit aici este o înșiurire de suflete pe un portativ. Iar parte din aceste suflete sunt născute în sufletul tău. Ce frumos! O să notez asta și o să o pun acolo la scris, da. Da. Este sufletul meu pus pe un portativ. Transpus, transformat în note muzicale. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. De-atunci salcia pletoasă nu s-a mai înălțat în sus, a rămas așa plecată ca să-l plâng pe Iisus. A rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus.